Bun găsit, stimați telespectatori, și Hristos a înviat. După cum ușor vă puteți da seama, mă adresez dumneavoastră nu din studioul obișnuit de la Cluj, de la sediul Credo TV, ci din altă parte, respectiv de la propriul domiciliu din Târgu Mureș. Știți și motivul, limitarea libertății de mișcare în această stare de urgență cauzată de COVID-19. Credem însă că mai important decât aspectul fizic este mesajul spiritual pe care căutăm să-l aducem cu această ocazie. Și de fapt acest mesaj nu va fi mesajul meu, ci va fi mărturia personală a unui om al lui Dumnezeu care a trecut prin COVID-19 într-o fază extrem de critică. Medicii nu-i mai dădeau șanse de scăpare. Este vorba de Daniel Grigoriciuc, directorul Radio Vocea Evangheliei Suceava, care, veți vedea, a revendicat prin credință de la Dumnezeu însănătoșarea și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Practic, înregistrarea a făcut-o cu o zi sau două înainte de a fi externat din spital, fapt care s-a petrecut la o zi sau două mai târziu și cu soția dumnealui, care fusese internată într-un alt spital. Ne bucurăm de izbăvirea pe care Dumnezeu a dat-o în această formă acestei familii și fie ca recunoștința pe care cel pe care îl veți urmări în videoclipul următor a manifestat-o față de Dumnezeu să ne caracterizeze pe toți. Oricare dintre noi am fi putut trece printr-o astfel de stare și e bine să învățăm din experiența celor care au trecut pe aici. Așadar, Hristos a înviat și prin învierea Lui și noi suntem vii. Fie în moarte, fie în viață, noi suntem ai Domnului. Vizionare cât mai instructivă. Vă mulțumesc! Frați și surori, mă bucur ca în o asemenea zi specială să vă salut. Sunt Daniel Grigoriciuc, cel care am fost obiectul rugăciunilor, mijlocirilor, împreună cu familia mea, fiind susținut de voi și de mulți ascultători în ultimele săptămâni, fapt pentru care aș vrea să vă aduc un cuvânt de mulțumire. În primul rând vă salut în numele Celui care este viu în vecii vecilor, Cel care a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Prin harul lui Dumnezeu, iată că eu mă socot încă printre cei vii. Acesta este un har pe care l-a dat Dumnezeu special și datorită rugăciunilor pe care le-ați rostit dumneavoastră, familia mea, prietenii mei, colegii mei, multe persoane care sunt departe sau aproape, dar care au fost aproape din punct de vedere spiritual, emoțional și nu numai. Aș vrea ca în ziua aceasta să mulțumesc celor care, în acest interval în care noi, ca părinți, am fost și suntem încă plecați împreună cu soția mea, Tabita. Eu sunt la Iași încă, la o secție de infecțioase, iar soția mea este la Suceava, la o secție de endocrinologie. A fost mutată în seara trecută. Practic, în aceste momente și în această perioadă, dumneavoastră v-ați ocupat de copiii noștri, poate chiar mai bine decât am fi făcut-o noi, din punct de vedere material. Vă mulțumim, suntem impresionați de toată dragostea. E o vreme de săptămâni, de zile, n-am știut ce se întâmplă, pentru că n-am putut comunica. Am primit mesaje scurte doar din partea soției și acum vreau să vă spun faptul că sunt, după mult timp, de câteva zile, aici, pe terapie intensivă, sunt mutat pe o secție normală de infecțioase. Vocea mea este afectată datorită faptului că am fost intubat. Eu nici n-am știut că am fost intubat. Am aflat lucrul acesta de-abia recent, după ce am fost mutat.
Dar mai important este faptul că sunt în viață și mai important este faptul că am ieșit de pe secția de terapie intensivă declarat negativ. Urmează ca și de pe această secție să fiu eliberat curând, probabil iarăși testat, pentru ca să fie siguranță pentru toți ceilalți, adică să se asigure că sunt negativ. Dar vreau să vă spun că de câteva zile nu mai folosesc oxigenul care este în spatele meu, ci sunt cu plămânii pe care mi-a dat Dumnezeu, cu sănătatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, sunt valori aproape maxime la saturație de oxigen, respir ușor, mai tușesc din când în când, ceea ce este absolut normal pentru situația în care am fost. Pot să mă mișc, pot să ies afară, din când în când, când e nevoie. Ieri, de exemplu, am fost la raze și am mers pe jos destul de mult timp. Sunt lucruri atât de mărunte care cred că veți spune și ce dacă pentru mine, care aproape o lună de zile n-am mers deloc, n-am ieșit deloc, am depins de alții. Contează enorm faptul că acum pot ieși. În mod normal, în intervalul acesta, eu trebuia să fiu în Statele Unite ale Americii și săptămâna viitoare era planificat să mă întorc. Ca să fiu acasă, alături de părinții mei, mai ales că tata, la finalul săptămânii, dacă va fi voia lui Dumnezeu, va împlini 86 de ani. Și aș fi vrut, pentru că anii trecuți am tot fost plecat prin alte țări și nu reușeam în acest interval calendaristic să fiu alături de el. Și mi-am propus anul acesta special să fiu alături de el, acasă. Nădăjduiesc să ajung săptămâna viitoare, în conformitate cu ce spun medicii, să fiu la Suceava. Mă rog același lucru și pentru soția mea. Soția mea, la ora actuală, este pe secția de endocrinologie din Suceava, fiind mutată pentru că are ceva probleme cu o glandă autoimună, așa că organismul nu reușește să lupte și să dezvolte tot ceea ce este necesar ca să poată să înfrângă această boală care, iată, constituie o problemă pentru un segment important al populației. Eu însă vă spun despre credința mea că se va face bine curând și vom fi împreună, vom fi acasă și ne vom bucura împreună cu copiii, ne vom bucura chiar dacă acum suntem separați. E adevărat, sărbătorile astea noi le-am petrecut și le petrecem separați. Dar vă mărturisesc dinspre mine, cel puțin. Nu am avut o perioadă mai plină de bucurie ca ultimele zile în care am putut vorbi. Pentru că, știți bine, săptămâni la rând eu n-am vorbit decât cu mine însumi, cu Dumnezeu și poate foarte puțin cu niște cadre medicale. La ora actuală, însă, am vorbit cu foarte mulți dintre frați, dintre slujitori, dintre prieteni care au mijlocit, nu mai spun de rude, și le sunt foarte recunoscător tuturor. Cred că atât de condensate au fost bucuriile în aceste zile, încât nu știu dacă a fost vreodată în perioadă, o perioadă în viața mea pe care să o identific, ca fiind atât de frumoasă. A fost grea perioada de boală și încă sunt, într-o anumită măsură, bolnav, evident, nu sunt încă pus pe picioare ca să lucrez, dar mă aștept ca în curând să pot face lucrul acesta. Apreciez foarte mult ajutorul fraților care s-au implicat să ne ajute sub toate felurile, familia, venind acasă, oferind de mâncare copiilor noștri în fiecare zi, vecini, prieteni, tot felul de oameni care îi cunosc sau nu-i cunosc, pentru că nici copiii nu reușesc să-i cunoască pe toți, vă dați seama. Și nu știu să fi fost vreodată în viața mea o perioadă în care să fi simțit dragostea fraților așa cum am simțit-o acum. Și nu doar a dumneavoastră, a celor din aproape, de aproape, din biserica locală sau din bisericile din oraș sau din zonă,
Și am multe oameni de departe. Am deschis telefonul acum 5 zile și m-am speriat pentru că au intrat atât de multe, mii și mii de mesaje din toată lumea aceasta, prin care am văzut dragostea, susținerea, care s-a confirmat în aceste zile, practic, oamenii când au auzit că am prins iarăși viață prin Harul lui Dumnezeu, au început să sune, să afle. Nu toți m-au deranjat mai mult timp, cu alții am stat mai mult, am simțit nevoia să stau. Eu eram flămând de comunicare și sunt, pentru că vă dați seama, atâta vreme eu n-am vorbit cu nimeni, iar eu, prin definiție, sunt o fire foarte relațională și a trebuit să stau cu unii de vorbă. Ce pot spune este că vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că ați mijlocit alături de noi. Și eu m-am rugat, evident, și soția mea. Soția mea a fost un erou pentru mine, pentru că în zilele acestea a luptat fantastic de mult. A fost admirată de voi, cei care o cunoașteți, și de alții care poate nu cunoșteau înainte și s-au mirat medicii de aici, care în fiecare zi primeau telefoane din partea ei și se mirau asistenții, domnule, de ce sună în fiecare zi de atâte ori. Eu unul sunt recunoscător și cadrelor medicale de aici, care au recunoscut că până la un punct au făcut ce au putut, dar la un moment dat doar mâna lui Dumnezeu a fost, datorită rugăciunilor voastre. Eu n-am știut cam tot ce s-a întâmplat, vă mărturisesc. Am aflat de-abia ulterior că am fost intubat. Dar acum, deci privind înapoi, chiar dacă a fost o perioadă foarte grea din viața mea, cea mai grea, privesc înapoi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pe unde m-a trecut. Îi mulțumesc că n-am fost în America. Îi mulțumesc că am fost aici. Îi mulțumesc că am experimentat niște lucruri fantastice cu Dumnezeu. Rugăciuni ascultate. M-am rugat în aceste zile cât nu m-am rugat în mult timp în urmă. Eu sunt un om care iubesc rugăciunea și știu, prieteni de-ai mei, lucrul acesta. Dar în perioada aceasta m-am rugat de unul singur. Mi-a fost foarte greu pentru că aveam nevoie să vorbesc cu cineva și am vorbit singur multă vreme cu mine. Am avut nevoie de lucrul ăsta. M-am autoevaluat, dar am vorbit cu Dumnezeu foarte mult. Nopți întregi m-am rugat. Nu puteam nici dormi datorită zgomotelor care erau produse de aparaturile de pe terapie intensivă. Dar acum am liniște, sunt într-un salon singur. Am vorbit 10 de ore în fiecare zi cu diversi prieteni. M-am încurajat. Eu n-am avut o perioadă atât de fericită din viața mea ca perioada aceasta. Și sunt sigur că de aici încolo, eu, Daniel Grigoriciuc, cel pe care îl știți, voi fi puțin altfel, în sensul în care suferința a produs niște schimbări majore în viața mea. Dumnezeu a lucrat într-un mod surprinzător și cred că voi avea mesaje de aici încolo, dar care vor avea un alt conținut sau cel puțin un alt impact. I-am promis lui Dumnezeu că am să-L slujesc mai mult de aici încolo. I-am spus, Doamne, ce câștigi dacă mă iei la jumătatea zilelor mele? Când ai investit în mine atât de mult, când oamenii aveau așteptări, când eram în culmea slujirii mele, practic, ca om, ca și credincios. Și Dumnezeu s-a îndurat. Dumnezeu a ascultat rugăciunile voastre, rugăciunea mea umilă. Și împreună, iată că Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu i-a spus lui Dumnezeu sincer, dacă tu consideri că vrei să mă mai ții bine, dacă nu, nu. Nu-ți pot porunci, eu doar mă pot ruga. Dumnezeu însă a considerat că e mai bine să rămân. Există un plan al lui, mă văd foarte responsabil. Înaintea lui Dumnezeu de aici încolo, mă văd responsabil și față de voi. Toți ceilalți care v-ați arătat dragostea, eu nu știu să răspund cu atâta dragoste cum am primit acum. Eu n-am știut că Biserica lui Hristos poate să iubească în felul acesta. Eu n-am știut că se poate atât de mult ca Biserica să se unească în rugăciune pentru câțiva oameni, pentru o familie amărâtă care trece prin necaz.
Și vă mărturisesc într-un mod foarte onest. Am fost impresionat până la lacrimi în care am stat înaintea lui Dumnezeu și am mărturisit, Doamne, de aici încolo, practic, viața mea trebuie să fie diferită. Însă aș vrea să vă spun, spre final, un aspect. Dumnezeu, într-adevăr, poate să izbăvească de o asemenea moarte. Dar Dumnezeu poate să facă mult mai mult. Domnul Iisus Hristos, care a murit și care a înviat, cum spuneam, este stăpân peste moarte. El este Domnul vieții. El este învierea și viața. El ține cheile morții și a împărăției morților. Nu este nimeni mai puternic decât El. Și dacă Dumnezeu ne izbăvește dintr-o asemenea moarte și are putere să facă asta, că a făcut-o în dreptul meu. Și mă bucur și sunt recunoscător. Putea să nu o facă. Dar Dumnezeu are putere să izbăvească de o altă moarte. Biblia o numește moartea a doua. Sunt unii care acum sunt în viață, sunt fericiți, sunt liniștiți, nu se tem de nimic. Sau unii se tem. Vreau să vă spun, dacă Dumnezeu ne poate izbăvi de moartea asta, e un lucru mare. Și poate. Iată că a făcut-o în dreptul nostru, în dreptul meu cel puțin, într-un mod foarte evident. Dar Dumnezeu poate să izbăvească de a doua moarte. Domnul Iisus Hristos, El este Cel care a murit și moartea pe El nu-L mai poate ține. Biblia spune că Hristosul înviat din morți nu mai moare niciodată. De aceea vă îndemn să credeți în Hristos, să-L urmați pe Hristos, să-L slujiți pe El, pentru ca astfel să scăpați de moartea a doua, care va veni cu siguranță. Moartea asta vine în mod garantat. Și o singură generație de credincioși nu va avea parte de moartea fizică, cei care vor fi parte a generației răpirii. Dar cei care vor muri, cu siguranță vor trebui să dea față în față cu Hristos. Dacă nu și-au pus viața în rânduială, vor fi aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua, așa spune Scriptura. Și dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, este timpul să o faci. Momentele acestea tensionante care sunt în societate ne arată cât de ușor poți să mori. Eu nu mi-am imaginat că aș fi putut muri. Eram tânăr și iată că nici n-am știut măcar că am ajuns la terapie intensivă, decât la un moment dat am realizat lucrul ăsta. Vă dați seama cât de repede se poate muri. Și din punct de vedere spiritual eram pregătit, nu era nicio problemă. Dar ce se întâmplă dacă nu ești pregătit și te ia prin surprindere acest eveniment al morții fizice? Dacă nu ești pregătit pentru eternitate, pentru moartea a doua. Acum, eu cred că mesajul acesta vă va determina pe toți să fiți pregătiți. Iar cei care sunteți deja credincioși, vă rog să-L slujiți pe Dumnezeu cu credincioșie. Pentru că viața este scurtă. Am realizat la momentul acesta că totul s-ar fi putut încheia brusc și ce a făcut fratele Daniel Grigoriciuc să rămână istorie. Dumnezeu mi-a mai îngăduit încă nu știu câți ani. L-a rugat pe Dumnezeu și i-am promis că voi sluji cu mai multă seriozitate. Majoritatea mă cunoașteți și știți că am fost foarte serios în slujire și viața mea spirituală. De aceea și de aici încolo eu vreau să fac lucrul acesta cu o mai mare bucurie, cu o mai mare dedicare, știind că Dumnezeu la sfârșit va da răsplătire. Eu unul voi încheia aici. Vocea este zgâriată datorită faptului că am fost intubat. Și probabil vă veți imagina că nu voi mai putea lucra în radio, vă înșelați, aștept să mă refac, mi-am adus și eu niște medicamente aici și au fost frați foarte săritori care mi-au trimis din Suceava, le-au adus aici la Iași și vreau să mă refac cât mai grabnic posibil pentru a putea sluji într-o manieră cât mai eficientă oriunde, prin predicare,
prin emisiuni radio. Le mulțumesc tuturor celor care într-un fel sau altul s-au implicat pentru a sprijini și radioul în același timp, cât am fost plecat și familiei mele care, și familia mea care a avut de suferit datorită absenței mele. Vă mulțumesc pentru toată dragostea. Vă doresc să vă bucurați de un Hristos nu doar de câteva zile, ci un Hristos de fiecare zi și de veșnicia cu Hristos. M-am bucurat să pot împărtăși cu voi aceste câteva gânduri și vă asigur că din punct de vedere medical, Dumnezeu m-a binecuvântat, m-a vindecat. Chiar dacă sunt slăbit încă așa din punct de vedere fizic, pe dinăuntru sunt plin de vigoare, sunt plin de bucurie sfântă și de-abia aștept să ne vedem. Sper să ne vedem curând, în câteva zile, din câte îmi imaginez. Dar las lucrul acesta în mâna lui Dumnezeu. M-am bucurat să pot fi în modul acesta cu dumneavoastră. Iată că Dumnezeu a rânduit asemenea vremuri în care nu putem fi altfel împreună, dar putem fi în maniera aceasta. Și eu unul sunt unit cu Duhul, cu dumneavoastră, cei care vă închinați lui Dumnezeu, cei care îl căutați pe Dumnezeu aceste vremuri. Sincer, vă mărturisesc, nu regret că am trecut prin suferință. A fost greu, teribil de greu, dar vă mărturisesc de asemenea că nu a fost o perioadă mai fericită din viața mea ca perioada aceasta. Și am văzut în asta mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a întărit, mi-a direcționat direcția vieții, mi-a consolidat, mi-a focalizat slujirea. Și aceste zile de reevaluare, de recumpănire a vieții, practic, m-au pus pe un alt făgaș și sper din toată inima ca să vă fiu mai de folos de aici încolo și Dumnezeu să fie mai bucuros. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a lăsat încă în familia mea. Îi mulțumesc soției mele, surorilor mele, părinților mei, în special, care vârstnici au postit și s-au rugat, colegilor mei, tuturor prietenilor, miilor de oameni care s-au rugat. Au fost prieteni de-ai mei din mediul neevanghelic, care au rămas surprinși de forța pe care o are mediul evanghelic. Și eu am rămas surprins, vă mărturisesc. Și vă mulțumesc celor din biserica locală, care știu că v-ați bucurat de biruința aceasta. Am văzut lucrul acesta din mesaje, din telefoane, din tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Sunt practic o minune al lui Dumnezeu pentru vremea aceasta și vă mărturisesc, Dumnezeu este Cel care mi-a dat viața încă pe pământul acesta. Putea să mi-o ia, dar dacă mi-a dat-o, aș vrea ca să trăiesc viața aceasta pentru El. Pentru mine, spunea Pavel, a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Să știți că lucrul acesta este valabil și pentru mine. Nu doar prin predicare. Simt, practic, că de aici încolo viața mea va fi și mai direcționată pe lucrurile duhovnicești, mai profund ancorată în realitățile spirituale și mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să vă pot fi de folos mai mult decât v-am fost până în prezent. Vă mulțumesc din toată inima pentru tot sprijinul. Vă doresc să aveți niște zile în care să vă întâlniți cu Hristos într-un mod real, nu doar așa liturgic, nu doar să aveți o formă, ci doar să-L întâlniți pe El, să vă bucurați că este viu și să-L slujiți. Cu dragoste, cu bucurie, al dumneavoastră Daniel Grigoriciuc și sper că ne vom vedea și auzi mai de aproape, cel puțin la Suceava, de acolo de unde sunt. Acum sunt la Iași, frații din Iași au arătat dragostea într-un mod excepțional față de mine în zilele acestea și cred că n-au fost sărbători atât de bogate ca sărbătorile acestea. Rugați-vă în continuare pentru soția mea, Tabita, care este la spital și care are încă probleme de sănătate.
Vă mulțumesc pentru sprijin și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne ajute să fim uniți în dragostea aceasta sfântă și pe mai departe, nu doar în asemenea momente. Vă mărturisesc că am rămas foarte impresionat de tot ceea ce s-a întâmplat chiar vis-a-vis de noi ca familie, de implicarea dumneavoastră în acest context. Dumnezeu să vă răsplătească și El să ne ajute ca împreună să ajungem la învierea dintre cei morți și să nu avem parte de moartea a doua, ci să fim parte dintre cei care vor fi din înviații cei neprihăniți, din cei care vor moșteni viața. Vă mulțumesc pentru atenție. M-am bucurat să vă pot împărtăși aceste lucruri din inimă, chiar dacă puțin cu vocea schimbată și chiar dacă nu am o ținută de biserică. Dar sunt în salon, sunt cu dumneavoastră și v-am spus aceste lucruri cu toată dragostea. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne vedem curând. Fiți binecuvântați!